Bună ziua, dragii mei! Bine ați venit în bucătăria Cameliei. Astăzi o să facem salată de vinete cu garnitură de roșii și o să avem nevoie de o vânătă, puțină ceapă, ulei și sare. Vânăta noastră o să o punem pe aragaz, pe flacără, să se coacă și când este gata, o dăm deoparte și o curățăm cât este încă fierbinte. Tăiem cu un tocător de lemn cutița, încercăm să nu atingem vânăta cu fier sau inox, ca să nu se amărască. Lăsăm să se scurgă toată zeama din interior și să se răcească. Apoi, cu un tocător de plastic sau de lemn, tocăm foarte mărunt vânăta noastră. Astăzi facem rețeta cum se făcea odată, tocată vânăta pe tocător Ingredientele sunt simple, puține. După ce am tocat vânăta, o să o punem într-un bol de sticlă. Adăugăm un praf de sare. Ceapa după gust, iată, mărunt. Și cam o cerșcuță mică de ulei. Amestecăm cu o lingură de plastic sau de lemn vânăta cu ceapa și uleiul și sarea. Și poftă bună vă doresc! Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, că ați fost alături de mine, că mă urmăriți. Vă mulțumesc pentru like, vă pup dulce și vă urez o zi frumoasă tuturor. La revedere!